Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Domnica Pop. Am fost invitată să citesc în cadrul proiectului Restart Literar. În ultimii ani ne-am întâlnit față în față, în licee. Acum, din cauza pandemiei, totul se desfășoară online, ne adaptăm, mergem înainte. Le mulțumesc lui Ioan Matiuț, Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu pentru invitație. Acum voi citi câteva poezii din cartea Puntea, pentru voi cu drag. Poeziile se numesc traverse, sunt numerotate, așa că nu voi repeta. Am să fac o mică pauză între ele. Opalescența serii dezvăluie un apus rămas în memorii. Târziu ai spus, din aria nopții, restrânsă în opus. Degeaba te strig, precum cocorii în cântec de frig. Captive în urechi, literele adagio nu mai leagă nume. Cuvintele perechi, despărțite de adio, nu mai au ce spune. Plecarea timpurie fumegă alegorie, în rocadă nomadă prietenia monadă. Tu, aripile cocorilor, eu, rezonanța norilor. Aștept, peste poduri, invazia înapoi între exoduri. Tu vii înainte, aromă de ploi în cuvinte. Cu fiecare haiku, evadez om nou în micul tablou. Canonul contractă, mirdriază abstractă. Culoare de asceză, iradin geneză, curgen de sime. Iarba cea rea, spinoasă și grea, cade în josime. Privind-o rândunică, seara-mi complică. Într-o parte cobor, într-o parte zbor. Lumina descătușată ascunde în carul mare secunda alarmată din ceasul de mirare. Clipa de duminică pâlpâie în lumânare. Încerc să compar lumină de far, lumină de jar. Ai trecut legendar o filă de calendar, pe vremea târziului, în urma verdelui, un minut încins, vara în frunze căzătoare, focuri aprins. Ai pierdut secunda, n-ai văzut în soare cum arde lavanda. Îl vedeam des pe banca trecătorului, oftând recules, vorbea prea târziu cu îngerul lemnului din copacul viu. Stoluri în arbori, regretele viitorului urcau fiori. Faptă cu faptă caut linia dreaptă. Geometria roții rotește în cerc butucul vieții. Cine mai știe unde-i punctul acela de foc să-i fixez locul pe hârtie? Ai ascultat vreodată o piatră? Poate vei auzi durere în pleonasme sau tăcere în spasme. Poate vei auzi în hău numele tău. Sunt Domnica. Pământul mă rotește odată cu frica. Un fel de eclipsă în parte elipsă, o proprietară de soare în cutia poștală plină de răcoare, când umbra mea cade pe ea. Unde ziua aceea soarele nu era altceva decât un punct? Salcea nu era altceva decât un contrapunct? Unde-i melopeea când legam împreună soarele cu salcea? Compar totul cu o lumânare în mâna pelerinului care arde să ardă. Hipnoza ierbii în liniștea parcului crește câmpii. Locurile de acasă nu mai au adresă. Și cât egalează o pasăre depărtată care vibrează. Avem amândouă o vreme separată de rouă. Înălțând ziduri, până la temelie, prima istorie crește reziduri, aceea de neiertat. Când omul a despicat primul izvor în două să afle de ce plouă, abandonând aluviune
vechea minune, eroare nouă. Vă mulțumesc foarte frumos și vă doresc succes!